Melania îmi spune că are 31 de ani, este prima sarcină, iar diabetul a debutat la 7 luni. Are glicemie în jur de 90 dimineața pe nemâncate, tensiunea este normală, mulțumesc. Perfect. Deci, de unde atunci este diabetul gestațional, că valoarea de 90 este o glicemie normală dimineața pe nemâncate? Când apar valori mai mari ale glicemiei? În timpul zilei? Pentru că în condițiile astea valoarea de 90 a glicemiei este normală. Andreea îmi spune că prezentație pelvină a avut copilul la prima sarcină, membrane rupte spontan, dilatație 9 la 3 ore după ce s-a rupt apa, stres fetal, lichidul amniotic era verde și am intrat în sala de operații de urgență. Corect. În aceste condiții, eu aș merge pe aceeași opțiune pe care o au și medicii obstetricieni care ți-au recomandat operația cesariană. Da? Bună seara, Petruț! Petruț mă întreabă câte cezariene se pot face. În principiu, obstetricienii recomandă maxim 2 cezariene. Există și cazuri în care au fost paciente care au suportat 3 cezariene, dar nu sunt indicate mai mult de 2 cezariene conform bibliografiei obstetricale. Bună seara, Paula! Paula mă întreabă la ce perioadă de timp se poate face altă cezariană. Între un an și un an și jumătate poate de la cezariană poate să apară următoarea sarcină. Trebuie ca cicatricea să se formeze corect. Nu poate să existe un interval mai mare de 2 ani între cele două cezariene pentru că structura cicatricii la nivelul colului uterin se va modifica, va deveni fibroasă. Și atunci nu va mai permite dilatare a uterului odată cu creșterea în vârsta sarcinii și va exista riscul de dehiscență uterină sau de ruptură uterină pe uter cicatricial. Dehiscența, ca să înțelegeți despre ce vorbesc, este acea ruptură parțială a peretelui uterin la nivelul cicatricii uterine. Da? Nu este o ruptură totală, nu se rupe țesutul în întregime, ci se rupe parțial, da? E ca și cum s-ar destrăma o pânză prin tracțiune în două părți, da? Bună seara, Elena. Elena îmi spune că are 27 de ani, are probleme cu greutatea și nu rămâne însărcinată. Alte probleme nu am, ar vrea și ea să aibă un copil. Ok, nu știu care este greutatea pe care tu ai, îmi spui doar vârsta. Nu știu dacă doar greutatea este o problemă în acest moment. Recomandarea mea ar fi să faci un consult endocrinologic, pentru că s-ar putea să existe o afecțiune endocrină care să te împiedice în acest moment să rămâi însărcinată, precum și un control ginecologic. Dacă ai făcut control ginecologic, recomandarea este de consult endocrinologic. Da? Bună seara, Ela. Ela îmi spune că are 2 cezariane făcute la recomandarea medicului, chiar după a doua naștere a început să mă doară burta, chiar operația, a mers la control la un alt medic care mi-a pus diagnosticul de istomicel, dar trebuie intervenit chirurgical. Deci, în condițiile în care medicul obstetrician care v-a văzut recomandă intervenția chirurgicală, cu siguranță ea se impune. Având în vedere că există niște simptome și niște semne pe care le acuzați, cu siguranță alegerea abordării terapeutice a medicului dumneavoastră obstetrician este cea mai potrivită. Am înțeles, Melania, valoarea mare a glicemiei tare a apărut în momentul în care ai făcut testarea la glucoză. Am înțeles. Bună seara, Veronica. Veronica mă întreabă dacă vrea să fac a treia cezariană, dacă este pe riscul meu, pe riscul ei. Toate cezarienele sunt pe riscul
mamei și al fătului, cum și nașterea naturală, este la fel. Atunci când ne gândim să aducem un copil pe lume, cu siguranță ne asumăm și evenimentele fericite și evenimentele mai puțin fericite care pot apărea în orice situație. Știu că mamele nu se gândesc și la posibilele probleme ce pot apărea în cazul unei nașteri naturale sau prin cesariană, dar cu siguranță ele există. Dacă există două cezariene în istoric și dorești să rămâi însărcinată sau ai rămas însărcinată accidental, cu siguranță cezariana a treia este indicată cu ceva vreme înainte de termenul calculat, să zicem, al unei nașteri naturale. Acest termen de stabilire a cezarienei o face medicul obstetrician în funcție de evoluția ta și a sarcinii. Bună seara, Mihaela! Are 3 copii, 2 prin naștere naturală, a treia prin cezariană. Ea sfătuiește mamele să aleagă nașterea naturală dacă nu sunt probleme medicale. Da, trebuie să ținem cont și de faptul că femeile din ziua de astăzi nu mai au activitate fizică așa cum o aveau acum 40-50 de ani. Femeile din ziua de astăzi nu mai au, au în general tulburări endocrine, au o alimentație nu neapărat să zicem deficitară, dar cu siguranță fiecare dintre noi mai avem carențe în aportul de minerale și vitamine. Femeile din ziua de azi sunt supuse unui stres la locul de muncă. Toate aceste lucruri duc la scăderea capacității de a rezista în fața durerii și de a duce o naștere naturală de foarte multe ori la bun sfârșit. Eu cred că fiecare pacientă însărcinată, împreună cu medicul ginecolog care o monitorizează și în situația în care are un medic de familie care o ia în evidență și cu care și față de care se simte apropiată, poate mai apropiată decât față de medicul ginecolog, poate discuta fiecare argument pro și contra, astfel încât să ia o decizie ulterioară împreună cu medicul obstetrician, acea decizie fiind cea mai potrivită în situația în care ea se află. Dragii mei, aștept în continuare întrebările voastre. Nu putem... Eu știu că în anii trecuți era contraindicat operația cezariană și astăzi vedeți că Organizația Mondială a Sănătății încearcă să limiteze acest tip de intervenție chirurgicală. De ce? Cu siguranță costurile unei cezariene sunt mai mari decât costurile unei nașteri naturale. Dar să nu uităm că totuși trăim niște vremuri în care ne putem permite să alegem cum aducem un copil pe lume. Bună seara, Mioara! Mioara îmi spune că a vrut cezariană. Domnul doctor i-a recomandat nașterea naturală la copil de 4600 de grame, deci 4,6 kg. După o noapte de travaliu înfiorător, mi-am făcut cezariană, anestezie totală și Mioara spune că nu a fost corect. Mioara, așa cum am prezentat la începutul discuției noastre, un făt peste 4000 de grame înseamnă făt macrozom și prezintă din start
din asta însemnând din start, din momentul în care fătul a fost măsurat la monitorizarea din ultimile două luni și s-a constatat că fătul are aproape 4.000 de grame. Manualele de obstetrică și ginecologie recomandă de foarte mulți ani încoace greutatea de 4.000 de grame. Da? Organizația Mondială a Sănătății merge undeva la 4.500 de grame. Dar manualele de obstetrică duc ca și reper, dau ca și reper valoarea de 4.000 de grame. Este periculos atât pentru mamă, cât și pentru făt. Inducerea sau împingerea femeii către o naștere naturală cu un asemenea făt. Bună seara, Ramona! Ramona îmi spune, mă întreabă dacă mai sunt șanse să rămână însărcinată la 46 de ani. Ramona, în primul rând, este necesară o evaluare obstetricală, este necesară o evaluare endocrinologică. Sunt foarte multe investigații pe care trebuie să le faci, dar nu este de neîndeplinit acest deziderat al tău, da, de a rămâne însărcinată. Dar cu siguranță trebuie să faci niște eforturi. Trebuie să găsești un medic care să lucreze împreună cu tine la acest obiectiv. Și în funcție de valorile pe care el ți le va face, să decideți împreună care este metoda cea mai potrivită în situația ta. Pentru că pe lângă obținerea unei nașteri pe cale naturală, există și fertilizare in vitro, există și inseminare artificială. Sunt metode la care se poate recurge, în așa fel încât o femeie care la vârsta de 46 de ani nu a avut nicio sarcină și nu are un copil, să poată să-și îndeplinească această... Este impropriu spus să-și îndeplinească o dorință, pentru că eu cred că orice femeie își dorește să aibă un copil, orice cuplu își dorește să aibă un copil. Da? E normal așa. Mioara îmi spune că a avut noroc, că au fost sănătoși amândoi și ea și copilul. Da. Într-adevăr, a fost o situație în care șansa a fost de partea ta din punctul meu de vedere. Sunt convinsă că ai făcut foarte multe ecografii, sunt convinsă că ai fost la monitorizare. Eu știu că pacientele nu cunosc acest detaliu, că feții macrosomi au indicație de operație cesariană. Știu lucrul ăsta. Eu îmi consiliez din punctul ăsta de vedere pacientele însărcinate pentru a nu fi pusă într-o situație dificilă în momentul în care au o naștere, își doresc o naștere pe cale naturală. Din punctul meu de vedere, consecințele asupra fătului pot fi unele foarte mari. Și eu cred că orice părinte, nu numai mamă, care așteaptă un copil, își dorește să aibă un copil sănătos și este păcat ca dintr-un accident, pentru că acesta eu îl numesc accident sau dintr-un lucru care putea, dintr-o situație care putea fi prevăzută, să se ajungă la complicații grave, chiar și doar ale fătului. Nu aș numi o greșeală din partea domnului doctor sau a doamnei doctor Mioara, aș numi o poate. Știi cum este? Greșeală, fiecare dintre noi greșim, indiferent de profesia pe care o avem. Știu că medicii specialiști au foarte mulți pacienți,
Sunt foarte multe gravide cu probleme, sunt femei care nu doresc să rămână însărcinate și au probleme medicale care generează presiune asupra medicului lor obstetrician permanent. A fost o situație în care poate nu s-a acordat atenția necesară. Eu așa o văd. Da? Da, cred, Mioara, că ai vrut cezariană. Sunt convinsă de lucrul ăsta. Având în vedere și recomandările administrației spitalelor în general, mai ales a celor de stat, și a programelor de sănătate și recomandările din programele de sănătate din România, ele există o specificație, că ele trebuie să se încadreze într-un anumit buget. Și atunci, sunt situații în care sunt paciente la care nu este indicată o naștere prin cezariană și care insistă asupra acestui lucru și medicul intervine așa cum a cerut pacienta, și sunt situații în care medicul încearcă să forțeze această naștere naturală, mai mult sau mai puțin. Da. De foarte multe ori, fără situații, fără a pune probleme, dar există și situații în care pot apărea complicații. Nu cred, dragile mele, că banii, eu știu, costul unei intervenții de acest fel primează într-o asemenea discuție. Eu cred că discuția ta cu medicul trebuia să meargă în acele momente, dacă ai fi și știut greutatea atât de mare a fătului, ar fi trebuit să o ai la un mod în care să refuzi tu total nașterea prin nașterea naturală, da? Dar nefiind cu siguranță informată despre consecințe, atunci ai lăsat undeva o nișă în discuția cu medicul ginecolog. Mă bucur că lucrurile au trecut, mă bucur că astăzi poți să vorbești despre acest eveniment groaznic, așa cum îl numești tu, din viața ta. Sunt convinsă că au fost lucruri traumatizante, clipe și dureri îngrozitoare, dar eu zic că e bine să privești partea bună a lucrurilor, că nu au fost complicații nici pentru tine și nici pentru copilul tău. Am înțeles. Am înțeles, Mioara, și mă bucur că, într-un fel sau altul, aveți încrederea să vorbiți cu mine, chiar dacă lucrurile astea se desfășoară live, în mediul online. Trebuie să vă spun un lucru. Nu pot fi în pielea colegilor mei care au decis în momentul acela. Nu pot fi în pielea unui medic care decide o naștere naturală la un moment dat. Eu pot, ca medic de familie, să-mi sfătuiesc pacienta, ținând cont de toate monitorizările pe care ginecologul le face. Și să știți că fac asta cu gravidele mele, în măsura în care și ele sunt deschise spre o asemenea discuție, pentru că niciodată nu poți să forțezi o discuție dacă ea nu este dorită. Mă bucur
cam încrederea voastră să vorbiți cu mine despre lucruri atât de neplăcute, vă pot în cel mai bun caz să vă dau exemplul meu, care de la bun început am decis că voi naște prin cezariană. Este opțiunea fiecărei mame de a alege cum își aduce copilul pe lume. Repet. Bună seara, Mariana. Mariana îmi spune că are o histerectomie de 9 ani. Cu colul nerezecat și mă întreabă dacă este normal să apară sângerări în cantități foarte mari uneori sau poate fi alta cauza. Recomandarea mea este să mergi la medicul ginecolog, să faci din nou examen Papa Nicolau dacă știi că există un fragment din uter rămas pe loc. Nu știu dacă histerectomia ta este și cu anexectomie, adică s-a practicat și scoaterea ovarelor și a trompelor. Cel mai bine este un consult ginecologic împreună cu Papa Nicolau. Da? Bună seara, Anca! Anca îmi spune că are a fost la un control ginecologic, are un diagnostic de nișă. Nu știu ce înseamnă nișă. Adică nu cred că este diagnosticul corect. Îmi spune că are 4 ani de la cezariană și rest este ok. Nu știu la ce se referă diagnosticul ăsta. Bună seara, Iris. Iris, te rog mult, dacă nu am văzut întrebarea ta, te rog frumos, rescrie-o. Bună seara, Adriana. Adriana îmi spune că a pierdut sarcina la 6 luni, a avut hemoragie și tensiune foarte mare după o săptămână de la spitalizare. A pierdut sarcina. Este important să-ți evaluezi tensiunea arterială și după acest avort spontan, pentru că este posibil să fie cauzat de valori tensionale foarte mari. Da. Consult cardiologic, după care, dacă este necesar să urmezi tratament o perioadă de timp, cu siguranță vei fi și monitorizată de medicul cardiolog. Ulterior, după stabilizarea valorilor tensionale, să reiei, consultul ginecologic pentru a vedea care sunt șansele de a rămâne din nou însărcinată, iar în timpul sarcinii următoare, este obligatoriu să fii monitorizat de medic cardiolog și să ai tratament pentru hipertensiune. Anca, nu pot să înțeleg ceea ce vrei să-mi spui dacă nu-mi dai un diagnostic de pe hârtie. Încearcă să cauți un diagnostic clar pe hârtiile pe care tu le ai de la medic, în așa fel încât să știu exact care este afecțiunea pe care tu o ai. Bună seara, Amalia. Amalia îmi spune că urmează un tratament pentru scleroză multiplă și mă întreabă dacă poate rămâne însărcinată. Scleroza multiplă are mai multe stadii de evoluție. Important este ca medicul tău curant, da, să-ți spună ce șanse ai sau care vor fi consecințele unei sarcini, având în vedere evaluarea ta în acest moment, din punct de vedere al diagnosticului de scleroză multiplă. Ulterior, tot el trebuie să-ți spună dacă poți continua în timpul sarcinii să iei tratamentul sau nu. Mă îndoiesc că poți să iei tratament pe perioada sarcinii. Mariana, ok, este histerectomie totală cu anexectomie. Bun. Important este să mergi din nou la medicul ginecolog pentru un examen ginecologic
pentru biopsie dacă este nevoie sau pentru orice altă investigație care poate lămuri situația de astăzi. Da. Bună seara, Gabi. Gabi mă întreabă câte cezariene este recomandat. De obicei, 2, maximum în situații speciale 3. Anca îmi spune că are sângerări uneori după operație de cezariană și că ulterior i s-a spus că e din vina cicatricii din interior. Nu există așa ceva. Cicatricea este ori închisă, ori există o altă leziune care a apărut ulterior. Recomandarea mea este să cer o a doua părere de la un alt medic ginecolog și să faci investigațiile necesare. Cu siguranță nu este asta, nu este asta răspunsul corect. Mai trebuie investigat, da? Este importantă și vârsta pe care tu ai. Pentru că odată cu înaintarea în vârstă, aspectul ciclului menstrual se poate modifica. Există patologie obstetricală care poate produce aceste semne, în general hemoragie. Dar există și boli, și afecțiuni obstetricale care pot produce acest lucru. Deci în situația în care femeia este însărcinată. Bună seara, Ana! Ana îmi spune că are sterilet și trebuia extras de acum un an și ceva, dar a amânat și acum cu problemele apărute nu a mers la medic. Se simte bine, a pus steriletul pentru că a fost diagnosticată cu fibrom uterin. Așa cum știi, steriletul are o perioadă, să-i spunem, de viață. Are o perioadă în care își face treaba ca element contraceptiv. Pot apărea complicații în timp dacă acesta nu este scos când prospectul o scrie sau recomandarea medicului o arată. Este, după părerea mea, important să mergi la un medic ginecolog imediat ce poți să-ți faci o programare, în așa fel încât să nu aștepți să apară complicații ale păstrării acestui sterilet timp îndelungat. Bună seara, Andreea! Andreea spune că are o sarcină cu risc, are 9 săptămâni și de la 7 ia tratament cu Arefarm și Nospa. Următorul consult pe care îl va face va fi la 12 săptămâni și dacă nu se va întâmpla nimic rău până atunci, așteaptă să vadă care va fi rezultatul consultului de specialitate. Sunt foarte multe femei, Andreea, care au tratament cu Arefarm și Nospa pentru iminență de avort. Există manevre care se pot face în situația aceasta, se poate folosi serclajul, da, și cu siguranță lucrurile, o sarcină se poate duce până la termen. Trebuie evitat efortul fizic, sunt situații în care gravida stă la pat până la naștere, dar nu este imposibil. Andra mă întreabă care este cea mai bună dintre cele două. Cred că bănuiesc că te referi la nașterea naturală sau nașterea prin cezarian. Am spus mai devreme, nu este una mai bună sau una mai rea. Este una indicată într-o anumită situație
a unei paciente și este alta mai puțin indicată sau total contraindicată. Da? De exemplu, dacă ai femeie primipară, adică la prima sarcină, peste 30 de ani, cu făt de 4 kg. Sunt două lucruri. Odată, ai femeie la peste 30 de ani primipară, da, la prima naștere, și are și făt cu greutate foarte mare. Deci, indicația direct te duce către operație cezariană. Dacă ai, eu știu, femeie de 23-24 de ani, care este activă, care face sport, care se mișcă, da? Cu o sarcină cu evoluție bună, cu făt de 3,6 kg, 3,7 kg, poți să aștepți nașterea pe cale naturală. Da. Deci, nu este o metodă de a aduce un copil pe lume mai bună sau mai sau greșită, ci una este indicată, una poate să fie mai puțin indicată sau chiar contraindicată. Dar trebuie să ținem fiecare medic obstetrician cont de particularitățile fiecărui caz în parte, fără doar și poate, până la deciderea finală a modului în care aduce acel copil pe lume. Dragile mele, aștept în continuare întrebările voastre. Nu uitați să citiți condițiile de participare la concursul nostru din această săptămână, al cărui premiu este un set complet de așternuturi de pat. Tragerea la sorți va avea loc luna viitoare. Există metode contraceptive care pot în anumite situații să îngreuneze obținerea unei sarcini, fie ea și la o vârstă fertilă. Printre acestea putem menționa folosirea o perioadă foarte îndelungată a contraceptivelor orale, a contraceptivelor luate fără recomandarea medicului, folosirea steriletului cu apariția de complicații, adică nerespectând întru totul recomandările acestei metode contraceptive. Toate acestea pot da sterilitate secundară în timp. Trebuie să avem grijă ca metodele contraceptive folosite să ne creeze o stare de confort, să împiedice o sarcină nedorită, dar trebuie să aplicate corect, sub îndrumarea medicului specialist, astfel încât atunci când orice femeie își dorește să aibă o sarcină și să aducă pe lume un copil, lucrurile se decurgă în cea mai bună siguranță. Bună seara, Robertina. Robertina îmi spune că înainte, cu ani în urmă, se legau trompele. Cum știm dacă chiar s-au legat? Există investigații specifice care arată acest lucru. Cu siguranță medicul ginecolog vă poate spune în urma investigațiilor acestea dacă s-a făcut ligatură de trompe sau nu. Sunt femei care, având mai multe nașteri, doresc ca medicul ginecolog să facă această manevră chirurgicală. Manevra chirurgicală nu mai este reversibilă, da? Deci nu se pot dezlega ca ulterior femeia să mai poată
aduce pe lume copii, da. Și atunci, de obicei, femeile aleg această manevră chirurgicală după ce au adus pe lume cel puțin 2 copii. Bună seara, Veronica! Veronica mă întreabă cum trebuie să fie alimentația în sarcină. Alimentația în sarcină trebuie să fie una echilibrată. Trebuie să ținem cont dacă femeia are acele tulburări de apetit, care înseamnă grețuri, vărsături, simptomele scăderea poftei de mâncare sau din contră. Trebuie să conțină toate principiile alimentare, proteine de origine animală, proteine de origine vegetală, legume, fructe, în așa fel încât atât ea cât și fătul să aibă starea de sănătate cea mai bună. Nu trebuie să mănânce pentru doi, mănâncă pentru unul singur, pentru că fătul va avea suficiente resurse pentru a crește în intervalul și a se dezvolta în intervalul normal. Orice femeie însărcinată trebuie să-și monitorizeze greutatea de la începutul sarcinii, să monitorizeze kilogramele acumulate în fiecare lună, notându-și săptămâna în care se află. Este important ca această măsurătoare să se facă în aceeași zi a săptămânii, în aceleași condiții. Monitorizarea greutății este un lucru extrem de important. În momentul în care o gravidă are o greutate care depășește intervalul normal și intervalul normal merge până la 12, maxim 14 kg în plus, da, față de prima lună de sarcină, intră în sfera patologicului. Se poate declanșa diabetul, se poate declanșa hipertensiunea, obezitatea secundară sarcinii poate asocia cu ea și aceste diagnostice. Poate să declanșeze un diabet al fătului, poate să declanșeze complicații ale sarcinii și cu siguranță va avea un proces de recuperare mult mai dificil decât al unei gravide care s-a încadrat în kilogramele admise, da, ca și greutate adăugată în timpul sarcinii. Cu siguranță, gravida trebuie să ia acel supliment de acid folic, așa cum toată lumea știe, de la începutul sarcinii. Se poate suplimenta alimentația cu vitamine speciale administrate gravidelor, da. Însă, alimentația diversificată este cea mai bună soluție. Veronica mă întreabă cum îți dai seama dacă copilul e bolnav în timpul sarcinii. În primul rând, copilul, în funcție de săptămâna de dezvoltare a sarcinii, trebuie să miște. Mișcările copilului trebuie să fie unele vioaie pe care să le simțiți începând de la 4 luni și jumătate, 5 luni la primii pare, deci la prima sarcină și mai devreme la a doua sarcină. La început aceste mișcări se simt ca niște bătăi de aripi de fluture, după aceea mișcările sunt mai ferme, uterul mărindu-se în volum, simțiți mai ușor mișcările
fătului la nivelul cavității uterine. Sunt importante frecvența cardiacă și acest lucru vi-l poate monitoriza ginecologul la fiecare consult lunar. Sunt importante măsurătorile care vă arată dezvoltarea în parametri normali sau patologici a unui făt și iarăși medicul obstetrician la fiecare măsurare lunară, ecografie lunară, vă poate spune asta. Mă voi întoarce către întrebările prietenilor noștri care au venit în scris în această perioadă. Mariana mă întreabă dacă greutatea bebelușilor este influențată de alimentația mamei în timpul sarcinii și dacă ar trebui să fim atente la ce și cât mâncăm. Așa cum am spus în materialul prezentat mai devreme, este important și cât mâncăm, pentru că nu trebuie să mâncăm pentru două persoane, și ce mâncăm, pentru că evoluția fătului și a nou născutului depinde de alimentația pe care gravida o are înainte de momentul procreării, în timpul sarcinii și cu siguranță și în perioada alăptării. Da, greutatea bebelușilor este influențată, Mariana, de alimentația mamei. De ce spun acest lucru? Pentru că de cele mai multe ori, dintr-o mamă cu exces în greutate, cu supraponderală sau cu obezitate, se nasc acei feți macrosom, peste 4 kg greutate, cu risc de obezitate și de dezvoltare a diabetului zaharat. Simona mă întreabă dacă se pot consuma băuturi acidulate. Am spus mai devreme, Simona, este de preferat să nu consumăm băuturi acidulate, deoarece se produce o distensie a intestinelor, un disconfort pe care îl vom resimți și să nu uităm că băuturile acidulate, 90% dintre ele au conținut mare de zahăr. Măriuța mă întreabă care sunt nevoile calorice ale unei femei gravide. În funcție de necesarul caloric al unei femei, care se stabilește individual. De ce se stabilește individual? Pentru că nu avem toate aceeași ocupație, nu avem toate același ritm de viață, nu avem toate același mod de a ne alimenta și atunci se determină necesarul caloric individual, ulterior adăugându-se un surplus de 500 de calorii. În principiu, dacă o femeie mănâncă undeva între 1200 și 1500 de calorii, adăugând cele 500 de calorii pentru situația specială în care este gravidă, ar trebui să mănânce undeva între 1700-2000 de calorii maxim. Adriana mă întreabă dacă există medicamente pentru grețurile matinale care să nu facă rău copilului. Există această situație specială. De obicei, medicii nu recomandă în primele 3 luni administrarea medicamentelor decât în situații de urgență. Cu siguranță, o lămâie stoarsă sau o felie de lămâie pe care o strângem între dinți sau o punem într-un pahar cu apă pe care îl bem poate ameliora grețurile matinale, într-o oarecare măsură măcar, dacă nu în totalitate. Claudia mă întreabă de câte ori trebuie consultat medicul în timpul sarcinii. În primul rând, prima consultație la medicul ginecolog trebuie să aibă loc înainte de momentul în care ne hotărâm să aducem pe lume un bebeluș, cel puțin cu 6 luni înainte, astfel încât să medicul să poată face o evaluare a stării noastre de sănătate, nu numai din punct de vedere ginecologic, cât și general. De ce mă refer la acest lucru? Pentru că există situații
în care paciente tinere au diverse carențe alimentare. Carențe minerale, carențe vitaminice și atunci este bine de făcut toate aceste corecturi. Înainte de a, ca pacienta să rămână însărcinată. Ulterior, după ce pacienta constată că ciclul menstrual a întârziat peste perioada la care trebuia să vină în mod normal, peste cele 28-31 de zile, 32 de zile, perioadă din nou individual calculată, se poate prezenta după 2 săptămâni de la întârzierea ciclului menstrual la medicul ginecolog pentru un prim consult și prime teste de sânge. Ulterior, va urma la 2 luni un alt consult, la 2 săptămâni un alt consult ginecologic cu recomandare de probe paraclinice din partea medicului de medicină de familie. Testele pe care le faceți în primul trimestru sunt atât teste de bază de sânge, cât și teste specifice. Unele sunt recomandate de medicul de familie, altele de medicul ginecolog. Urmând, ca ulterior, în funcție de evoluția sarcinii, medicul să stabilească o frecvență a consultațiilor potrivită pacientei pe care o are în față. De ce spun acest lucru? Deoarece există situația în care pacienta poate să fie, vă dau niște cazuri extreme, să aibă o vârstă foarte mică, să fie minoră sau poate să fie o pacientă până în 20 de ani. Poate să fie o pacientă care are afecțiuni colaterale, care are niște afecțiuni, hipertensiune, de exemplu, care să aibă o insuficiență cardiacă și care trebuie să urmărite într-un alt ritm și cu altă atenție față de o pacientă sănătoasă, cu o vârstă propice procreerii, undeva la 28-30 de ani. Poate exista o pacientă cu o vârstă mai înaintată, peste 40 de ani, care iarăși poate pune anumite probleme din punct de vedere al monitorizării, al evoluției sarcinii, al complicațiilor ce pot apărea. De aceea, medicul ginecolog va stabili în funcție de toate aceste detalii frecvența consultațiilor pentru pacientul pe care l-are în față. Alina mă întreabă ce analize obligatorii trebuie făcute oricărei gravide. Draga Alina, sunt probele de sânge normale pe care le face de fiecare dată la medicul de familie, însă acestora se adaugă determinarea de virus B, de virus C, HIV, sunt o serie de afecțiuni parazitare la care se fac teste, pe care medicul ginecolog le recomandă, sumar de urină, urocultură, pentru că știm foarte bine că cele două infecțiile urinare recurente sunt apanajul gravidelor. Și aceste analize se repetă în fiecare trimestru, mai puțin HIV-ul și determinările virale, care se mai fac de obicei în ultimul trimestru de sarcină, înainte de intervenția chirurgicală sau de naștere. Alina mă întreabă când se vede sexul copilului la ecograf. Spuneam de multe ori că mie mi se pare, din punct de vedere profesional, că ecografia este investigația cea mai complexă, dacă vreți, și cea mai greu de învățat pentru un medic. De ce? Deși sunt foarte mulți colegi de-ai mei care fac ecografii. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că o simplă mișcare a sondei
o fracțiune de secundă de neatenție poate să ne facă să nu observăm o umbră în momentul în care facem ecografia, astfel încât să nu observăm la momentul potrivit un detaliu important. Și de aceea eu consider ecografia apanajul medicului imagist, nu a oricărui specialist. Însă, revenind la întrebarea prietenei noastre, din teorie, sexul copilului se poate determina la 3 luni de sarcină, după 3 luni de sarcină. Însă, există situații în care poziția fătului în uter, în care condiții speciale pot împiedica medicul să determine la un moment dat sexul copilului. Până la urmă, eu cred că este mai puțin important sexul copilului față de importanța unui copil sănătos. Deci nu contează dacă este fată sau băiat din punctul meu de vedere, ci e important să fie un copil sănătos, să se nască un copil sănătos. Carmen mă întreabă dacă există alimente interzise în sarcină. Așa cum am spus, este bine de evitat carnea grasă, prăjelile, grăsimile în exces, să mâncăm cantități măsurate de alimente, să nu folosim condimente în exces, sarea în exces, da? Dacă putem să o excludem din alimentație, ar fi foarte bine în situația în care avem valori tensionale mai mari. Însă, putem mânca din toate câte puțin, fără, repet, a mânca pentru doi, ci pentru unul singur. Cătălina mă întreabă dacă are voie să bea cafea. Da, dar nu în exces. Daniela mă întreabă dacă trebuie să renunțe la pisică în momentul în care este însărcinată. Dragă Daniela, dacă ești alergică la pisică, cu siguranță medicul ginecolog o să-ți recomande și niște teste specifice, având în vedere că ai pisică în casă. Și în urma determinărilor pe care le vei face și a discuției cu medicul ginecolog, vei vedea dacă există vreun risc asupra copilului în ceea ce privește traiul alături de o pisică în casă. În principiu, nu. Dacă nu există un teren predispozant la alergie de orice fel, atunci și o infectare parazitară, atunci cu siguranță, traiul alături de un animal este benefic atât pentru adulți cât și pentru bebeluși. Dani mă întreabă dacă poate folosi solarul în perioada sarcinii. Nu este interzis ca gravida să, eu știu, se comporte normal, să fie mângâiată de la razele ultraviolete, însă solarul, așa cum am mai discutat în emisiunile noastre anterioare, reprezintă un risc pe care și-l asumă foarte mare. Radiațiile violete, ultraviolete, sunt fără protecție, da? Nu există o protecție vis-a-vis de agresivitatea lor. Nu merită riscul în această situație. Cu siguranță poate să meargă la mare, se poate expune la soare în orele permise unei gravide, fără a sta la prânz sub soarele torid, hidratându-se corespunzător, protejându-se cu creme de protecție corespunzătoare, fără a face exces, fără a provoca arsuri, să nu uităm că și solarul poate provoca arsuri, da?
astfel încât să destabilizeze o sarcină ce poate avea un final fericit. Mariana mă întreabă dacă poate să călătorească cu avionul. În general, gravidele călătoresc cu avionul, pot merge și la înălțimi mari, însă nu perioade lungi de timp. Înainte existau niște reguli în privința asta, ca o femeie însărcinată în ultimile luni de sarcină să nu meargă în călătorie cu avionul, deoarece presiunea respectivă poate produce efecte asupra sistemului circulator, aparatului cardiovascular și implicit asupra fătului. Repet, însă călătoriile scurte nu sunt o problemă. Călătoriile lungi, peste ocean, da, pot pune probleme de sănătate atât unei femei neînsărcinate, dar mai ales unei femei însărcinate. Nu sunt recomandate călătoriile lungi. Pamela mă întreabă dacă poate să consume alimente sărate, pește sărat, murături. Dragă Pamela, este recomandat să mănânci aceste lucruri cu atenție. De ce spun acest lucru? Pentru că să nu uităm, sarea în exces poate duce la creșterea tensiunii arteriale, poate să ducă la o afectare renală și atunci starea sa de sănătate va fi impactată de consumul excesiv de sare și nu ne dorim acest lucru. Petruța mă întreabă dacă poate să mănânce carne de porc, pentru că și-ar dori să mănânce niște șorici. Este de evitat carnea de porc, cu atât mai mult carnea nepreparată termic. Dacă vrei să mănânci șorici, poți să pui o bucățică și să o pregătești termic alături de varză la cuptor, să spunem. Dar nu consuma șorici crud. Am spus mai devreme, este recomandare, să zicem, a tuturor specialiștilor aceasta, să evităm consumul produselor nepreparate termic, deci crude, și șoriciul este unul dintre ele, sau incomplet preparate termic, cum ar fi o lemoi. Da? Acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru că în această seară ați fost alături de mine. Să ne revedem sănătoși mâine seară. Vreau să mulțumesc sponsorilor noștri Stada România și Valmark și nu în ultimul rând echipei mele cu care lucrez zilnic de la Symphony. O seară frumoasă vă doresc!